Când sunt întrebată de unii dintre părinți unde să-i îndrume pe cei mici, le spun doar atât. Să-i ducă la sport, nu numai la gimnastică, oriunde. Să-i lasă să facă mișcare de orice fel. Haideți la sală, la bazin, la stadion. Nimeni nu spune că nu va fi greu, dar satisfacția unei reușite la un concurs unde ai fost cel mai bun nu se compară cu nimic. Cred că cel mai important atu este voința. După Atena 2004, unde cucerisem 3 medalii de aur, a urmat o serie de accidentări, așa că m-am retras. Dar era clar că nu puteam sta deoparte. Am revenit în sală după 3 ani de absență și m-am reapucat de sportul de performanță. N-a fost ușor, dar asta îmi doream să fac. Am tras tare. Londra bătea la ușă. Am venit cu 2 medalii, iar presa vorbea despre o gimnastă de aproape 25 de ani, care prinsese podiumul. Niciodată nu m-am uitat în buletin la vârstă. Dacă faci totul cu pasiune, anii nu pot fi o piedică în calea performanței. La Cluj, în 2017, am devenit prima gimnastă, pentru a 5-a oară, campioană continentală la bârnă. Atunci mi-am dat seama că de la Anaheim trecuseră 14 ani, dar nu-i simțeam. Dacă îți dorești cu adevărat performanță, vârsta nu este un impediment.